Pietonala Mircea cel Bătrân din centrul orașului a răsunat preț de o oră de sunete de vuvuzelă, clopoței și bătăi de tobă, toate aparținând unei inimoase galerii formate din factori poștali din tot județul. Poștașii au marcat astfel startul tradiționalei competiții Marșul Factorilor Poștali, o acțiune reluată după 3 ani de întrerupere. Bărbații și femeile care an de zile distribuie corespondența și pensiile în județul Giurgiu s-au adunat în număr mare în fața sediului Oficiului Județean de Poștă pentru a încuraja mișcarea, dar mai ales buna dispoziție. Debutul manifestării a aparținut celor care sunt numiți prietenii poștașilor giurgiuveni și ne referim aici la oficialități locale și județene care fie au oferit sprijin financiar poștei giurgiuvene, fie au susținut prin diferite mijloace activitatea factorilor poștali. Astfel, alături de poștași s-au aflat deputatul de Giurgiu Florian Nicolae, prefectul Nina Carmen Crișu, senatorul Nicolae Bădălău, conducerea poștei giurgiuvene, membrii sindicatului poștașilor și edilul municipiului Giurgiu. După o întrerupere de 3 ani, s-a reluat tradiționala competiție profesional-sportivă Marșul Factorilor Poștali. Este cea de-a 36-a ediție și această competiție tradițională deja și unică, care a rămas deja în județul Giurgiu și poate în țară, se vrea o recunoaștere a muncii factorilor poștali, a kilometrilor parcurs zilnic, care indiferent de timpul rău, de ploaie, de ninsoare, de gheață, de frig, de ceață, ei își fac datoria ducând corespondența, achitând pensii și toate celelalte aferente. Faptul că vă este apreciată munca este un lucru nemaipomenit, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră poate că sunteți printre cei mai oropsiți, să zicem, dintre lucrători, deoarece, așa cum a spus și domnul director mai înainte, lucrați întotdeauna, indiferent de vreme, indiferent de condiții, indiferent de dotările materiale sau de condițiile de muncă pe care le aveți. Vreau să felicit concurenții, să felicit organizatorii, să felicit galeria pentru susținerea concurenților, să vă urez succes și să vă mulțumesc pentru profesionalismul de care dați dovadă în siguranța corespondenței poștale. Mulțumesc organizatorilor, cu toate că eu n-am înțeles niciodată de ce categoria asta profesională nu sărbătorește prin dans, prin la un restaurant, ci sărbătorește tot prin muncă, adică mergând pe jos, ceea ce facem zilnic. Dar asta e altă problemă, probabil dumneavoastră sau sindicatului așa îi place. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, să vă felicit, să-i urez succes domnului director și să sperăm că de anul ăsta va fi un nou început pentru Poșta Română. Pentru contribuția lor la buna desfășurare a activității poștașilor giurgiuveni, oficialitățile prezente au fost răsplătite de organizatori cu diplome și medalii. Diploma de excelență, cel mai bun prieten al poștașilor, care deja e tradițional ca prieten al nostru, domnului deputat Nicolae Floricel, pentru sprijinul de acordat desfășurări anuale a tradiționalei competiții profesionale sportive Marșul Factorilor Poștali. Să ne trăim! Diploma mă obligă ca la anul să alerg și eu cu dumneavoastră. Nu o să uităm! A urmat apoi startul marșului. Primele, doamnele, care au avut de parcurs o distanță de 3000 de metri. Încă de la prima tură, Marșul Poștărițelor a fost condus de o tânără de la agenția Mihai Bravu, pe numele său Nicoleta Dinu, o veterană a acestor competiții care și la această ediție și-a adjudecat titlul de cea mai rapidă poștăriță. Cum a fost competiția? Nu foarte grea, trebuie să ai puțin antrenament ca să... și ne muncim foarte mult și ar trebui să avem antrenament. Să sperăm că o să fie bine și... mai departe, unde să mergem. Ați câștigat totuși detașat față de... Da. Bă, cum se vede, da. Să sperăm că o să fie bine. De ce v-ați înscris? Pentru că sunt o veterană, am mai participat și înainte, am fost și la fața de regional acum 3-4 ani, am fost și pe țară și suntem obișnuiți cu concursul, să zicem așa. Ne-a părut rău că nu s-a mai ținut câțiva ani, dar...
Am revenit, da. Cea mai disputată probă, dar și cea mai contestată, a fost cea a bărbaților, 18 la număr în acest an. Deși regulamentul spune clar că este vorba despre marș și nu alergare, mulți au trișat, așa că la final s-a lăsat cu discuții și contestații cu privire la numele primilor trei clasați. Îmi place întotdeauna să participe la acest marș postal, care este susținut aproape fiecare an. De fiecare dată am participat, însă de cele mai multe ori am câștigat, am fost printre primii trei clasat, însă astăzi am fost pe ultimul loc, dar am terminat cursa. Da, dar colegii noastre au cam trișat așa. Martin, nu pot ce să spun, colegii mei fiecare are mersul lui. Dacă trișează, arbitrii decide asta. Nu pot să decid eu. Totuși, unul dintre ocupanții podiumului ne-a declarat că a fost un concurs menit să relaxeze și să promoveze mișcarea, așa că orice discuții contradictorii nu prea au rost. E prima dată când participam? Nu, e a doua oară. Și prima oară n-am câștigat, acum a fost bine. Da, de ce v-ați înscris? Pentru că așa e normal să înscrie toți factorii. Trebuie să participăm cu toți, că de-aia suntem un colectiv. În ciuda discuțiilor pro sau contra, marșul factorilor poștali a avut un final fericit. Primii trei clasați au primit premii în bani oferite de Poșta Română și Sindicatul Lucrătorilor Poștali, dar răsplătiți au fost și cel mai tehnic, dar și cel mai tânăr dintre poștașii participanți.